Sol 2019 magnetosfak serie cu reacții. Mă gândesc să reacționez la ceva ce a apărut în YouTube, mă urmăresc de foarte mult timp. Și nu sunt sigur dacă ar trebui să reacționez la așa ceva, dar o să-mi risc viața și am să o fac. Oh, să nu uităm să dăm like. Ne-a după videoclip. Bună ziua, oameni buni! Bine m-a regăsit într-un nou clip! Ok, deci de la început văd și eu că e foarte funny. Bună ziua, oameni buni! Bine v-a regăsit într-un nou clip! Deci da, este foarte funny. Da. Astăzi o să fac un machiaj de școală. Știți din câte sper eu, chiar îmi doresc să fiu numai chiar de școală și nu altceva, nu o prostie infinită. Și să începem. Nu o să mă dau cu foarte mult pentru că n-am bani. Păi normal că n-ai bani! Stai, hai să dăm pe rezoluție mai mare. Oh, really? Ok, n-ai bani de cameră. N-ai bani de mobilă, dar nici de ușă n-ai bani. N-ai bani de mobilă, n-ai bani de ușă, dar ai bani de machiaj de școală. Și o să mă dau doar cu rujuri și un creion de ochi. De ce vă zic aici? Că se dă cu rujuri și un creion de ochi. What? Adică tu te dai așa pe față, pe bude, pe toate alea. O veni pe spate. O urmărit-o. Dar oare cine a urmărit-o? Deci, să începem! Păi stai și adineori ce am făcut? În prima oară, o să mă dau cu un creion de ochi. Să vă... Bă, înțeleg chestia. Da, trebuie tratată ca atare o parodie, un pamflet, bravo, dar... să nu o duci prea la extrem, bă, am înțeles, e așa amuzant accentul moldovenesc, dar totuși, să fim o leacă serioși, nu mai, gata, s-a dus gluma. Arăt cum se funcționează, este foarte metalic. Adică dacă creionul tău e metalic, înseamnă că eu am trăit până acum într-o groapă. Adică creionele nu sunt din lemn, a tău e din metal. Și parcă n-aveai bani. Și asta este bun. O să mă dau pe ochi, pe linia ochiului. Avem grijă să nu ne băgăm pensula aceasta în ochi. Wait a minute. Prima oară e un creion de ochi. Apoi e metalic și s-a transformat în pensulă. E clar că în casa ei se întâmplă niște magii negre. De care noi nu știm. Și bineînțeles, o să-mi fac o linie pentru că e la modă. Așa. Aoleo, ce modă e aia? Moda poștilor, moda... Cum se zicea, mă? Moda debilă. Da. La fel și la celălalt ochi. Linia, avem grijă să nu ne băgăm. Linia, avem grijă să nu ne băgăm. Ce... Cum îți bași tu linia în ochi? Așa? Ca să se con... Băi! Dacă măcar faci un pamflet, fă-l cum trebuie! Deci, are o linie desenată așa și una așa. Eu nu mai înțeleg nimic. Contureze ochii mai bine. Și aici o să facem o formă de machiaj. Da? Bun, după cum am spus, nu o să mă dau cu multe produse pentru că n-am bani. Bă, da. Acum filmez cu o cameră foarte nasală. Într-o parodie nu se repetă mai multe chestii. Iar nu se vede foarte bine.
Dar nu contează acest fapt. Acum îmi întind acest creion de ochi pe toată pleaba. Ce întinzi, mă, creionul sau urma creionului? Cu o pensulă de pictat. Iarăși, îmi pare rău că n-are bani. Măcar să-mi fi scurtat videoclipul. Să nu cumva să rămână neconturat nimic. Acest... Stai la că... Să nu rămână neconturat, dar tu vrei să-l bași pe dinăuntru. Pensula, bineînțeles, este de pictat, dar v-am spus că n-am bani și o să folosesc doar așa. Și că acest lip gloss... Deci această fetiță se autodiscriminează. Pare rău. De la Ruby Rose, în anța shiny-tiny. Poate mă trezez la mine în casă cu Super Saiyan. Bă, a venit Sunny! Super Saiyan e la mine în casă! Aaaa! Mă scuzați, a venit mașina, nu știu ce a venit. O să mă dau aici un chic, doar un chic, să nu... Dar să fii mai shiny. Este o culoare foarte shiny, de mă face să plâng. Mă vine să mă creionul ăsta în cap, ca să nu mai văd. Îmi place foarte mult. O să lăsesc în fiecare zi cu indulgență. Ok, chestia asta e destul de funny. De unde le scoate pe toate astea? Bă, le aruncă așa ca... Mă dau cu creionul de ochi! Îl folosesc cu indulgență! Sunt foarte tiny! Bineînțeles că eu am foarte mulți vizitatori, chiar dacă nu filmez cu o cameră foarte bună. Și din nou iau pensula și fac foarte frumos aici. După cum vedeți, sunt foarte shiny. După cum vedeți, sunt foarte shiny. Este un maciar de... neînchipuit de frumos. Cred că se află într-un univers paralel. Da, viața mea, asta este viața mea într-o coajă de nucă. Apoi, o să-mi conturez buzele cu creionul de ochi. Mai am vreun blond. Nu, o să-mi iau un ruj, nu? Mi-am luat un ruj de la Ruby Rose, care este al bunicii mele, pe care o cheamă baba. Deci, această fată și-a luat un ruj de la Ruby Rose, care e al bunicii sale, pe care o cheamă babă. A rămas fără glanți. Este într-o nuanță foarte expirată. Cum poate să fie o nuanță expirată? Dar ea îmi place. Și o să-mi dau cu buze. Adică o să-mi conturez buzele cu el, bineînțeles. Dar nu sunt proastă să mă dau cu el pe buze, că e expirat. Nu, doar o să conturez. What is this? Mamă, chiar că e Halloween-ul. Foarte frumos. După cum vedeți, am o cameră foarte antică. Ce v-am zis? A venit o fantomă în spate. Așa. Bun. Apoi să mă dau cu două rujuri. Așa, e foarte fain. Primul roz, nuanța metallic shiny. Știți, dacă mai ziceam o dată Super Saiyan... Abuză.
Ktoś masza? Słychanie po buzę. Szapuj blasz, by nie zlec, no i tam gdzie blasz. Z Maduksa miał pędzle, gdzie blasz. Szapo buza, gdzie susko, czy jest ta roszu. De ce? De ce ne face asta? Și ne omoară pe toți cu această parodie? Nu-i spun așa. Aceasta este mașina tatălui meu, dacă o 1300. Păi dacă n-are bani, big brain. Și nu o să fac așa. Nu. Tocmai a făcut. Trebuie să se vadă diferența, cam două rujuri. Acasă, nu doar unul. Mă duc după la adică, mă duc după mensul la ghiblaș. Aici e produs. Este o pensulă de barberit. Adică tu înveți fetele să se dea așa pe față cu pensula de barberit. Pe care am tuns-o. Pe care ai tuns-o. Cum se poate observa foarte bine. Și cu rujul de la Ruby Rose în nuanța. Deci tu o să-i dai pe față cu un ruj. Și cu pensulă de barberit. Bă, mă întreb cum de n-a fost exmatriculată din școală. Dar dacă a fost. Roze Luster. Ai scris, mă scuzați. Nu era shiny tiny. O să-mi dau puțin pe obraj. Dar un punctuleț foarte mic. Și încingem cu pensula de blush. Și bineînțeles că o să-mi contorez fața. Să arătăm ca niște păpuși barbe. Uitați că... Nu, 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 nu. Titlul este total greșit. Trebuie schimbat. Hai să facem noi asta albă stric. Ca un ștov. Inspectăm o leacă. Și schimbăm niște chestii, că e urâtă treaba. O, nu. Am uitat. Bun. Așa, deci adevăratul titlu al acestui videoclip este Machiaj de barberit, prostie infinită. Și față conturata. Acum înțeleg de ce filmează cu o cameră antică. Părinții i-au luat tot ce avea pentru că se dea cu ruși pe față și se ducea la școală și a fost exmatriculată. Dar nu contează acest fapt. Sper că v-a plăcut, acesta este machiajul meu de școală, nu uitați. Da, deci sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați like. Stați cu? Da, deci sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați... Să dăm like. Să dăm like. Ok. Like, să-mi dați un comentariu. Metallic. Ce fain. Și bineînțeles că o să... ce se află în casa mea. Eu vă pup și până data viitoare, vă pup! Mm.
sale che si tornò. No, no, no. Oh, lo mai bene vediamo questo. Quando ci si dà un commentario. Ok. Păi cam atât a fost cu acest episod stupid. Dacă ați supraviețuit, nu ezitați să dați un like, să vă abonați și să dați un share pe Facebook și un follow la contul meu de Instagram. Harul lăsat! Pa!